și care veghează ca idealurile de la Bărnuțiu, Încoace, Maniu, Mialache, Ion Diaconescu, Coposu, Rațiu, Ioan Alexandru și ceilalți lideri să fie respectate și promovate cu înțelepciune, cu curaj și în folosul națiunii române. Sunt onorat să reprezint Partidul Național Țărnesc Maniu Mialache la această reuniune extraordinar de importantă, când se naște Alianța Forțelor de Dreapta Liberal-Conservatoare. Să fie, Doamne, într-un ceas bun! Alianța Forțelor de Dreapta reprezintă adevărata opoziție în România. Noi credem că împreună reprezentăm cu demnitate tezaurul politic al partidelor istorice care au înfăptuit România Unită, s-au opus ocupației comuniste rusești și au determinat renașterea țării după decembrie 1989 și alăturarea ea acestei țări la democrațiile occidentale. Aici sunt partidele care nu s-au predat PSD-ului. Aici sunt forțele politice care țin sus steagul contra răutăților provocate de criptocomunism. Aici sunt forțele ce vor și pot asigura bunul mers al societății românești. Aici sunt, în ceea ce ne privește, național-țărăniștii creștini-democrați autentici. Noi aici am venit din decembrie 1989, am fost alături de Corneliu Coposu, din 23 decembrie, dar îl cunoșteam cu decenii înainte. În 1977 am cerut reabilitarea lui Liviu Maniu într-o ședință de Ministerul de Externe cu 300 de diplomați. Domnul Ludovic Orban, candidatul la președinție al Alianței Forțelor Dreapta, este singurul om de stat autentic de dreapta. Un politician care nu a făcut niciun compromis cu corupția în toate împrejurările, de la Revoluție până astăzi. Dânsul este prezidentul cel mai bine pregătit, cu cea mai mare experiență. Este singurul care a bătut PSD-ul la alegerile europarlamentare din 2019, având cu aproape 5% peste PSD, partidul pe care l-a condus. Domnul Orban este candidatul necesar românilor pentru turul 2, ca să bată ciolacii și vârcolacii care se înghesuie în politica țării. Poate face aceasta. Este cinstit cu românii. Pentru a nu pune în pericol viitorul geostrategic și securitatea României, va trebui ca această alianță să nu permită suveraniștilor de inspirație putinistă și cozul de topor ale Rusiei agresive și barbare să îndrepte nemulțumirile românilor reale față de cârdășia care s-a instaurat între partidele pe care le știți dumneavoastră, să nu ducă românii cu gândul împotriva Uniunii Europene, împotriva Statelor Unite sau împotriva NATO, care sunt partenerii noștri de nădejde, parteneri pereni ai României. După intrarea în NATO și în Uniunea Europeană, poporul român are două obiective importante. Revigorarea spiritual-morală prin desprinderea totală de mentalitățile și practicile comuniste. Și în al doilea rând, reîntregirea națională prin readucerea între fruntar de statul român a teritoriilor noastre din răsărit. Pentru aceasta trebuie să folosim cu înțelepciune și curaj împrejurările actuale, apropiate de alegeri parlamentare și prezidențiale și actuala situație internațională. Trebuie să smulgem ciumei bicolore controlul asupra guvernării țării. Noi, forțele politice creștine, naționale, democrate, ferm, pro-occidentale, avem responsabilitatea și șansa să reclădim încrederea oamenilor în clasa politică, să aducem la vot pe cei dezamăgiți, să-i salvăm pe cei derutați de manevrele extremiștilor.
Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară, Alianța Dreaptă și PSMB-ul, Prestigiul Partidului Istorice, pot construi împreună noua guvernare a României. Așa să ne ajute Dumnezeu!